Ținând cont atât de tradiția religioasă, dar și de faptul că, la origine, poporul nostru este unul mare amator de carne de miel, se poate afirma că aceasta se află în topul preferințelor românilor atunci când vine vorba de bucatele pascale. Sunt doctorul Șerban Damian și în acest clip vreau să-ți vorbesc despre acest tip de carne. Consumul cărnii de miel are atât avantaje cât și contraindicații. Totuși, câți dintre noi ne-au întrebat dacă acest tip de aliment este sau nu benefic organismului nostru? Așadar, există câteva aspecte pozitive, mai puțin cunoscute, de care organismul poate profita atunci când consumăm carne de miel. Printre acestea se numără următoarele. Carnea de miel reprezintă o importantă sursă de proteine de înaltă calitate. Proteinele reprezintă pionii cheie în refacerea țesuturilor. Este de reținut că substanțele necesare procesului de vindecare, refacerii țesutului și dezvoltării oricăror celor noi se bazează pe proteine. Zincul și fierul sunt minerale ce se regăsesc în acest tip de carne și au o misiune esențială în organismul uman prin faptul că susțin sistemul imunitar. În același timp, zincul ajută la prevenirea osteoporozei, iar carența fierului poate declanșa anemia feriprivă. Spre deosebire de zincul și fierul din alte alimente, aceste două minerale existente în carnea mielului au proprietatea de a fi mai rapid absorbite de către organismul uman. Seleniul este de asemenea o substanță minerală regăsită în structura acestui aliment, fiind un puternic obstacol împotriva radicalilor liberi, prevenind astfel procesele de îmbătrânire. Vitaminele din clasa B, având rol în susținerea reacțiilor metabolice, combaterea oboselii și în stimularea activității sistemului nervos central, se regăsesc din abundență în carnea mielului. Spre exemplu, tiamina sau vitamina B1 ajută la transformarea glucidelor și grăsimilor în energie. Vitamina B3 protejează împotriva bolii Alzheimer, iar vitamina B12, cianocobalamina, are rol în maturarea și multiplicarea celulelor roșii. În ceea ce privește dezavantajele folosirii cărnii de miel în alimentația noastră, se evidențiază câteva aspecte destul de importante de care ar trebui să ținem cont pentru a ne putea bucura de masa de Paște pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung de o viață sănătoasă. Nu trebuie să pierdem din vedere un amănunt esențial, și anume faptul că până la vârsta de 9 săptămâni, carnea de miel este mai greu de digerat, putând crea neplăceri digestive, deci este de preferat să nu fie consumată. Un alt aspect de care foarte puțini oameni par să țină seama este acela că prepararea mielului este o artă. Din cauza conținutului scăzut de fibre, această carne, neasociată cu legume, poate favoriza constipația. Varianta optimă recomandată ar fi aceea de combinare a cărnii mielului cu legume, de preferat unele bogate în fibre alimentare, așa cum sunt rădăcinoasele. Sau putem să consumăm carnea împreună cu o salată de crudități. Carnea de miel este foarte bogată în grăsimi saturate și colesterol, de aceea nu se recomandă consumul în exces și pe durată lungă. Alături de aportul important de proteine, se creează un mediu propice dezvoltării unor boli severe, precum gută, cancerul de colon, boli cardiovasculare și obezitate. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Mănâncă cu moderație și nu uita să te abonezi la canalul Superfit.